Dacă pui pe YouTube opera de artă a unei femei în care face sex oral, se consideră pornografie. Dar dacă pui fotografii cu statuia lui Adonis, în care Adonis are stromelea cu erect, și o pui lângă o rătăciță care îl ține pe Adonis de stromelea, se consideră operă de artă, boss. Iar operele de artă nu încălcă, boss, nicio regulă a comunității. Mă și mir cum de amețița n-a pus și gura pe stromelea ca să iasă poza frumoasă, a? La gură, îi încă pe angură. Știu că de obicei, și așa este și normal, bărbații oferă. Iar aici ce s-a făcut fosila la plimbare? Hai mă, nu fi hater! Am scos pe Tutankhamon din piramidă. M-aș duce la emisiune să f***. Nu prea ai cum să f***. N-are cum să se întâmple treaba asta acolo, în direct. Unii se duc ca să câștige bani, alții se duc ca să-și întemeieze o familie, alții se pot duce ca să experimenteze ceva nou. Știți că dacă te cuplezi, mai câștigați niște ieșiri din astea, gen o noapte la hotel. A, și acolo se poate, nu? A, da. E normal, îți dai seama. No, păi acolo, la hotel, mai mult. Că vin acolo ca să... E, nu, mai ales că e producătoare. Ce? Eu nu se... Ia uite pe un telefon. Ce e al meu? E pus deoparte. Valoare, dar cel puțin eu nu mă rup în bășim. Meseriașul p***i a uitat ruleta înainte să cofreze și acum am rupat un beton. Eu lume minunată în care vei găsi numai proștii. Uneori, lipsa experienței de păpușar își spune cuvântul. Tambir terorist. Adică îmblânzirea teroristului care vine la pet shop. Punem cu siringa puțin aici și la liniște pe cumătru. Toți îl știm pe Florin Salom și îi spunem atunci când îl strigăm florine sau salame. Dar să vedem cum îi zic alții. Spune-te, te-ai vaccinat? Ce? Te-ai vaccinat până la urmă? Acum remarci că face playback. Eu, când eram animator la Zanga Party de la Pro TV, o luam pe Andreea Bălan și o săruța pe bude în fața camerei, de făcea aia spume. Jocurile copilăriei pe provocări? Fii atentă, dacă nimeresc, te pun capră în noaptea asta. E, asta nu-i provocare, stai, că ți-arăt eu. Dacă nimeresc, mă tind 48 de ore. Vacanța noastră la seară am folosit Vichy Academy, Guinot, La Roche-Posay. Nu băi Adelino, uite ce folosesc ghivele. Azi învățăm cum să ne întreținem tenul. Ghivele folosesc spermă. 1. Nu te costă niciun ban. 2. E natural 100%. Săranul e pe câmp. Săranul e pe câmp.